Bine ați venit la Poezie și Creație, sunt Loreta Popa și astăzi alături de mine se află un prieten și un om extraordinar și sunt profund recunoscătoare că a găsit timp să poată veni la acest interviu. Este vorba de Constantin Laurențu. Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea și implicit a Muzeului Național Literaturii Române. Eu îți mulțumesc de invitație, este o bucurie să mă aflu aici. Am urmărit mai multe dintre emisiunile tale, de care e chiar o bucurie că sunt aici. Ce frumos! Nu știam că ai urmărit, dar e o veste bună și mă bucur. Să știi că am decis să facem aceste interviuri pentru că mi se pare că oamenii au nevoie să li se spună că există și frumos pe lumea asta. De realitate ne lovim zilnic, suntem confruntați cu ea la fiecare pas și cred că e nevoie să le spună cineva, domnule, ascultă o muzică bună. Citește o carte bună, stai de vorbă cu oameni care sunt pe aceeași frecvență cu tine și încearcă să le arăți și celorlalți care nu sunt pe frecvența de care spuneam mai devreme, că se poate și așa. Trebuie doar să vrei. Tu realizezi de foarte multă vreme un festival de muzică veche pe care eu l-admir teribil, pentru că ce se aude acolo realmente este o bucurie. Și chiar vreau să te întreb cât de greu ți-a fost să începi să faci acest festival și cu ce obstacole ai întâlnit, de ce te-ai lovit de-a lungul timpului, că nu e ușor să faci asta realmente. E dificil într-adevăr, e vorba de muncă, lucrurile nu ies fără muncă atunci când ceva pică din cer fără vreo pricină mistică. Atunci ar trebui să fim neliniștiți. Așa că munca e normal să existe. Când începi un astfel de demers, sunt câteva condiții. Întâi de toate trebuie să știi ce vrei să faci, trebuie să-ți asumi. Asta înseamnă să-ți asumi și greșelile și bărbăția de a accepta că ai greșit și că trebuie să schimbi. Și trebuie să supraviețuiești suficient de mulți ani la un anume nivel, la un anume standard, sub care nu cobori. Nu e vorba atât de nivel, de fapt, cât e vorba de principiile pe care ți le-ai stabilit și pe care le urmărești. După acești ani, lucrurile încep oarecum să plutească, dar tot cu dificultate, și încep să fii luat cât de cât în serios și de public, care e cea mai dinamică componentă a construcției noastre, și de muzicieni. Un muzician de o anumită cotă nu acceptă orice invitație. Sunt convinsă. Ești luat cât de cât în serios și de finanțatori, iar dacă e să vorbim despre greutăți, de la bun început și până astăzi, cea mai complicată poveste a fost aceea finanțării festivalului și a bugetului. Toate celelalte sunt făcubile, e vorba doar de muncă, de decantări. Partea asta cu finanțarea vine cu o doză nesănătoasă de incertitudine. Și precum zic grecii la ziare, efemeride. Ai terminat un festival în noiembrie și totul e minunat și ești bucuros și echipa e cum trebuie. Iar în ianuarie, mai nou de la mijlocul anului pentru anul următor, o iei de la zero. Aproape de la zero. Faci aceleași vorbe, aceleași argumentații, scrii aceleași proiecte, aceleași cereri de finanțare, de la un finanțator la altul, se schimbă diverse priorități și direcții, iar tu trebuie să evoluezi precum în patul lui Procust și să te încadrezi în acele priorități pe care finanțatorii le pun pe masă. Uneori ne întrebăm cu toții de unde le scot și le pun pe masă, dar le scot. Te ascult în timp ce tu povestești și realizez că mi se întâmplă același lucru și nu aici la Muzeul Național Literaturii Române, pentru că facem noi în septembrie, ce-i drept, nu în septembrie, exact când începe toamna și când deja frunzele capătă o altă culoare, încet, încet, dar vorbești despre exact aceleași obstacole, despre aceleași lucruri și același patalui Procust, într-adevăr. Deci este o muncă titanică, dar cred că și la voi, dar și la noi, deci voi sunteți cu muzica veche, noi suntem cu poezia, cred că răsplata este pe măsura eforturilor de fiecare dată. Sunt ferm convinsă, nu?
asta cu certitudine, răsplata aceasta și bucuria pe care o avem este combustibilul care ne ajută să mergem înainte și să refacem, reconstruim de la zero acest festival. Pentru că este o reconstrucție an de an, nu e un festival care curge așa, e o reconstrucție și, precum bine spuneai, orice organizator știe lucrul ăsta. Da, foarte... da, nu e deloc ușor. Vreau să te întreb, de unde această dragoste pentru muzica veche? Care a fost prima ta întâlnire cu muzica de genul acesta? Dragoste, bine spus. Întâi de toate că eu sunt un om atașat de canoanele clasice ale frumuseții și sunt un conservator. Nu am prea mare organ pentru arta contemporană, de orice fel ar fi ea, deși o respect și nu mă îndoiesc că am învățat de mult timp că dacă ceva nu îmi place mie, nu înseamnă că e neregulă, înseamnă că eu nu am gust pentru acel tip de artă și, evident, gusturile, dacă suntem oameni civilizați, nu se discută. A fost și un moment, am cântat, 20 de ani am fost cântăresc profesionist. Ultimul meu angajament profesionist a fost în madrigal. Iar madrigalul este o specie de muzică renașcentistă apărută în Italia. De unde, cu foarte mulți ani în urmă, Corul Național de Cameră Madrigal și-a luat numele. Momentul, dacă ar fi să-l caut undeva printre sinapse, a fost în moment atunci când eu m-am îndrăgostit. Eram și eu tinerel și am cunoscut o colegă, cântam în același cor, iar colega era studentă la clavecin, la Universitatea Națională de Muzică. Și cum vine treaba cu îndrăgosteala, ajungi să prizezi și să cauți bucuriile și gusturile celuilalt, e parte din proces, din această împreună lucrare și apropiere. Între timp s-au întâmplat multe. Raluca a trecut prin niște studii în Germania, un doctorat, nenumărate concerte ca solistă sau ca lider de ansamblu. Ne-am căsătorit și am construit împreună acest festival. Raluca este directorul artistic al Festivalului de Muzică Veche de la prima ediție. Mi-aduc aminte cum am început. Eram amândoi relativ tineri și am ajuns în fața unui mare dirijor care, nu spui care, care era persoană importantă, parol, și care era și director de instituție. Ni s-a părut o minune că la noi e sindromul ăsta al maestrului. Orice om cu o baghetă sau care are un instrument în mână e maestru, așa e prin țara românească. Prin vestul Europei n-am văzut asta. E John, e Bill, e Ian. Nu, aici sunt maestru. Și acest maestru ne-a ascultat deja nouă, ni se părea că l-am prins pe Dumnezeu de un picior, pentru că ne-a ascultat maestrul. Ne-a ascultat vreo câteva minute. Evident că ne-am prezentat. Pe ea o cunoștea, pentru că lucra în instituția unde era director personajul. Și după cât cele câteva minute ne întreabă, mă întreabă, uitându-se la mine, până atunci se uitase printre noi așa, dar cine ești, Matale? Nici acum nu știu cum să citesc această întrebare, dar în mod evident a vrut să fie ca o biciușcă așa. Asta am perceput. Asta e un alt lucru foarte... greu atunci când organizezi. Nu e ora de orgoliu. N-am. Mai ales la vârsta mea nu mai am orgolii de astea. Faptul că oamenii nu te iau în serios la vârsta aceea, când vrei să faci un lucru bun și te străduiești și pui suflet, te întristează. Și trebuie după aia să-ți găsești resursele ca să mergi, să mergi mai înainte. Și după principiul acela, when nothing seems to go right, turn left. Încă de la primele ediții ne-am convins că în sistemul canonic al muzicii culte românești, muzicilor culte românești, nu prea e loc, pentru că acolo sunt multe partipriuri, acolo sunt multe prieteșuguri, ca să le numesc așa,
Ce poți face este să construiești în spații care sunt cumva alternative, în spații care eventual nu sunt de concert, să-ți construiești publicul tău, încet, încet atrage atenția și vin oameni care înseamnă ceva în ecosistemul muzicii culte și mai ales în ecosistemul muzicii vechi, care la vremea aceea nu exista. Noi suntem printre acei pionieri alături de alții care au muncit să construiască acest ecosistem și atunci încep să devii, să fii luat în seamă. Încep să fii luat în seamă și asta nu e o, nu e o poveste care se conjugă deloc cu orgoliu. E o poveste care se conjugă cu dragoste. Eu vin la tine, îți zâmbesc și tu te uiți îmbufnată la mine. Evident că nu e bine. După niște ani se întâmplă că omul acela îți răspunde cu zâmbet, cu deferență, uneori cu respect, alteori cu prudență, pentru că se gândesc, dacă oamenii ăștia au făcut atâția ani o treabă, atunci e musai că trebuie să fim prudenți cu el. Nu știu exact de ce trebuie să fim prudenți cu el, dar am observat atitudinea asta. Te ascult vorbind și îmi dau seama câtă dreptate ai. Deci, este ca un șablon pe care îl pui. Poate merge la muzică, poate merge la teatru, poate merge la film, poate merge în literatură atât de ușor. Deci, pur și simplu, ne confruntăm de fiecare dată cu astfel de probleme și vorba ta, indiferent, eu nu vorbim de orgoliu, crede-mă că nu există orgoliu în toată nebunia asta în care trăim, ci doar dorința de a face lucruri care să bucure sufletele, mințile, ochii celor care vin. Pentru că pentru măria sa, publicul, de fiecare dată facem acest efort, știi? E așa o... nu știu cum să spun. Eu mă simt răsplătită pentru toate eforturile în clipa în care văd un om plecând de aici, de la Muzeul Național Literaturii Române, fie că vorbim de o lansare de carte, de un spectacol, de o întâlnire, de o dezbatere, de un film, de un concert, cu o lacrimă în colțul ochilor sau cu chipul luminat realmente. Pentru că se întâmplă lucrul acesta. Și sunt convinsă că și ție ți s-a întâmplat la fel, știi? Să simți această răsplată a efortului în ochii celor care au venit la acele evenimente din cadrul festivalului. Am simțit-o de multe ori, m-am emoționat. M-am educat de ani de zile să nu mă mai emoționez, pentru că atunci când organizez trebuie să rămâi lucid și trebuie să rămâi concentrat pe lucrurile pe care le ai de făcut. Însă bucuria publicului și lumina de pe chipul lor sunt lucrurile care, cum spuneam, îți dau combustibilul și... Da. Și ți-aduc aminte de ce faci ceea ce faci. Așa este. Pentru că suntem la Muzeul Național al Literaturii Române și pentru că, da, tu iubești foarte tare muzica veche, dar ca să fii omul care ești astăzi, realmente, a trebuit să citești, a trebuit să studiezi, a trebuit să faci niște pași, știi? Să urmezi un traseu pentru a fi ceea ce ești astăzi, știi? Vreau să te întreb, există... vreun scriitor, vreun poet, vreun autor care te-a marcat într-atât încât să fie, să zicem, piatra de temelie a intelectualului care există? Sunt mulți. Sunt mulți. În anii 90 mi-aduc aminte că descopeream, aveam, la Revoluție aveam 21 de ani și imediat după Revoluție, în anii aceia, am luat cunoștință de ceea ce se numește azi poezia detenției și de marea generație de intelectuali interbelici, despre care nu știam nimic. Deși făcusem teologie, unde se presupune că eram mult mai expuși către acest gen de literatură, nu știam mare lucru. Au fost mulți, dar aș menționa trei. Unul nu e un scriitor, deși s-au transcris, există și scrierea, Părintele Galeriu. I-am fost ucenic, am fost cântăreț la dânsul la Biserica Sfântul Silvestru. De ce zic că nu a prea scris? A scris, are Jertfă și răscumpărare, care e teza dânsului de doctorat, are volume de predici, un manual de omiletică, dar el era un oral. El era un fel de țuțea care a fost silit trăind în mediul academic să-și scrie, dar el, fibra lui intimă, era aceea de vorbitor. El vorbea și atunci avea, cum se zice în biserică,
cuvânt cu putere multă. Și vorbea într-un fel inteligibil pe limba unor intelectuali sau unor aspiranți întru cele ale spiritului, ceea ce făcea ca la Biserica Sfântul Silvestru să se adune oameni cu anume preocupări intelectuale. Un al doilea ar fi, am ales doar trei, dar stând lângă Părintele Galeriu, am învățat lucruri, m-a cioplit Părintele, aș putea să spune. Prietenul Radu Preda a consacrat în anii 90 o expresie, învățătura prin învecinare, referitor la ucenicia lui Cuțuțea. Și acolo e vorba nu de relația aceasta pedagogică, catedră-student, catedră-bancă, ci de maestru-ucenic, părinte. Iar în vecinătatea Părintelui Galeriu m-am cioplit într-un fel în care mult mai târziu am realizat. Atunci nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Ăsta ești mititel și tâmpițel puțin, iartă-mi libertate de limbaj. Și toate vin și le iei cum vin că ești tânăr și așa. Mai târziu, când te mai așezi aleac în duh, te rememorezi și îți dai seama că ai fost contemporan și vecin cu astfel de oameni. Un al doilea nume ar fi Bartolomeu Anania. Eu l-am apreciat din tot ceea ce a scris Bartolomeu Anania. Aici este o admirație a unui tânăr adult la adresa unui bărbat extraordinar, care avea o putere interioară și o sensibilitate răvășitoare. Eu fiind un tânăr, în mod firesc aveam, el fiind nu doar autor, ci fiind părinte, căutam, cum căutăm toți inconștient, sau conștient, un model pe care să-l urmăm, un model de maestru. Eu de la distanță l-am întâlnit de două, trei ori în viață, odată în biserică, odată într-un mediu cu mai mulți oameni și odată, în momentul ăla nu am știut ce mi se întâmplă, m-a luat Părintele Galeriu: frate Laurențiu, hai că avem un maslu. Eu pregătesc, molitfelnicul, pregătesc ce era acolo, cărțile, crucea, uleiul, ce trebuie să pregătesc. Și maslul se face în doi. În șapte preoți, dacă nu șapte, măcar doi, zice rânduiala. Al doilea preot era arhimandritul Bartolomeu Anania, era în primele luni de după Revoluție. Și ca să fie toată corola de minuni a lumii mele de atunci, eram într-o garsonieră în care mirosea într-un anume fel. Garsoniera era într-un bloc în vecinătatea Cismigiului, iar bolnavul era Petrețuțea. Cu fesăla în pijama, cu fesăla faimos din poze. Eu am fost cântăreț acolo la maslu. N-am știut cine e bătrânelul ăla. Mult mai târziu am aflat cine era Țuțea. Și am fost în prezența lui Țuțea, a lui Galeriu și a lui Anania. Îți dai seama ce... Am rămas mută, pur și simplu, nu vine să cred. La vremea aia, cum spuneam, era mic și prost. Nu pricepeam ce mi se întâmplă. Nu cred că sunt mult mai deștept astăzi, dar în mod sigur înțeleg ce mi s-a întâmplat atunci. Și cumva te nutrești din bucuria acelor și din consistența acelor întâlniri care îți schimbă viața. Suntem la Muzeul Literaturii Române și vorbim de literă, de cuvântul scris. Dacă ar fi să vorbesc de Părintele Anania, de Părintele Bartolomeu, memorialistica e ceea care mi-a rămas la suflet. Iar dintre acestea aș menționa Cerurile Oltului. Cerurile Oltului sunt o biografie emoționantă a unui destin exemplar. Dacă cineva mi-ar spune: Laurențiu, ce e aia să fii bărbat? Eu aș spune: citește Cerurile Oltului și ascultă, dacă poți, video, o predică de-a Părintelui Bartolomeu Anania. Atât. Și după aia vezi tu încotro ei. Dar ești pe cale. Al treilea autor cu care de asemenea am avut o relație cumva mai... s-a consumat mai aprig și mai repetitiv a fost
Ernest Bernea, una din luminile perioadei interbelice, un sociolog pe care cred că îl putem considera unul din primii noștri antropologi, se spune astăzi. E o nație, asta e o nație de sociologi. Antropologul. Mi-a luat mult timp să înțeleg ce e antropolog și de ce nu e sociolog, dar într-un final am înțeles. Acest Ernest Bernea, dintr-o familie minunată, care a născut și a educat oameni precum pictorul Horia Bernea, care e fiul lui, care este părintele Muzeului Țăranului Național, Țăranului Român, și pictorul acela minunat pe care îl știm cu toții și omul care a construit, care a construit instituții. Pe care nu le și o întreagă lume în jurul acelei instituții și o întreagă pleiadă de intelectuali care s-au format acolo. Acest Ernest Bernea, dincolo de multe, a scris multe lucruri. El era un intelectual plenar, nu era doar un sociolog. Era un om care scria poezie, era un om care a scris novele, a fost un romancier, dincolo de toate lucrările lui științifice, și a scris eseuri. E un anume volumaș de vreo 120 de pagini numit Îndemn la simplitate, care e o adunare de eseuri de mici dimensiuni, care toate se constituie într-o pledoarie pentru cumpătare, echilibru, cale de mijloc, bun simț, tihnă, Și conștiința că dacă vrei cu adevărat să zidești ceva, zidire însemnând și să educi un copil, zidire însemnând și să scrii o carte, și să scrii trei versuri, și să construiești o casă, orice lucru pe care îl faci după ce ți-ai făcut cruce înainte, el pledează pentru această stare de tihnă, care ne așează în starea în care să luăm lucrurile pe rând și să le aprofundăm. Trăim într-o lume nebună în care ne-a răpit, ne-a inundat cu informații, suntem în mijlocul unui diluviu informațional, din care, de fapt, nu rămânem cu mare lucru și cu certitudine nu aprofundăm mare lucru. Am o prietenă, pictoriță, care are o fetiță și fetița s-a dovedit a fi un copil supradotat, genială fetița. Și a dus-o la acest profesor Colceag, antrenorul de genii, cum se spune. Ei, prietena asta, Mirela, mi-a spus un lucru care a fost ca unul din acele momente în viață că primești o palmă și te urmărește. Omul modern primește într-o zi cantitatea de informații pe care omul renașterii o primea într-un an de zile. Cantitatea de informații. Nimic despre valoarea formatoare, despre piatră pusă pe piatră, despre temelie, despre temeinicie. Ei, noi în asta trăim acum. Revenind la acest minunat domn Ernest Bernea, am citit, cred că de vreo 10 ori, aveam seara câteva lucruri pe care le citeam și le reluam. Pe lângă Sfânta Scriptură erau câteva cărți. Era acest Ernest Bernea. În anii 90, printre altele, eu eram jurnalist la Radio Tinerama, Radio România și Radio Tinerama. Iar acolo avem două emisiuni și făceam știri pe subiect religios. Aveam o emisiune în care aveam un soi de pastilă. Mi se părea mie că în anii aia, 1990-1991, sufletele, mințile, inimile erau ca niște ogoare arate care așteptau semințe. Nu erau pământ bătătorit, așa cum prea des întâlnești astăzi, în care pui sămânța și sămânța se usucă. Nu, atunci era pământ reavăn, întors cu plugul, untos, în care era numai bun să pui sămânța. Și mi se pare mie că genul ăsta de lecturi fundamentale, dar reduse la esențe, că acest Ernest Bernea, în eseurile lui, are o virtute.
pe care o admir, în primul rând pentru că eu nu am. Eu, ca să exprim o idee, am nevoie de vorbe multe. Asta e un păcat. Omul ăla nu are nevoie de vorbe. Nu știu cum vorbea, că nu l-am auzit, dar în nicio înregistrare, dar scria. Scria într-o frază cu două propoziții, scria, era o suculență și o consistență, toate rădăcinele unui subiect erau acolo. Avea darul ăsta. Și mi se părea mie că această poveste, că el punea esențele în vorbe puține, era ideală. Pentru a face pentru a cita aceste pastile, punea muzică barocă pe dedesubt, iar eu vorbeam cântat, popește, cum se zice, că așa ne-au învățat la facultate și în seminar, vorbeam ușor cântat pe muzica aia barocă, citând astfel de, citând, punând o tușă pe un anume cuvânt, încercând, mă străduiam, cum s-ar cuveni să fie în radio, să pui virgula în vorbire unde e virgula în text și așa mai departe. Sunt câteva subcapitole, sunt câteva capitole, de fapt, care adună mai multe astfel de eseuri. Este unul numit acolo, un micuț, toate sunt mici, totul e miniatural, ca un haiku, așa. Înnoitorii lumii se cheamă capitolul. Iar acolo Ernest Berneau vorbește despre, titlurile eseurilor sunt Copilul, Femeia, Poetul, Sfântul. În această ordine, de remarcat că acolo nu există geniul, între primii patru înșirați de Ernest Berneau. Înnoirea e ceva ce se întâmplă în istoria lumii de la facere. Adevărurile, valorile sunt aceleași, eterne, perene, și din când în când apare o generație. Așa cum a apărut generația interbelică, așa cum a apărut generația farmazonilor, să spunem, așa cum a apărut generația părintelui Galeriu, a părintelui Stăniloae înainte de părintele Galeriu, că părintele Stăniloae era o leac mai bătrân și venea dintr-o rigoare ardelenească, teologică. Cu toții am auzit sau am și citit Filocalia, sau măcar parțial sau un volum din volumele ce compun seria. Părintele Stăniloae nu spune absolut nimic nou acolo. Din punctul ăsta de vedere, toate sunt banalități, că adevăruri vechi de secole, de milenii. Există azi o obsesie la reporteri. Când te duci, când faci ceva și cineva spune un microfon în față și spune o întrebare, invariabil, mai ales dacă nu vine din presa culturală, este expresia ce aduce nou ce faceți dumneavoastră. Și eu am un deliciu în a le spune nimic, domnișoară, nimic. Sunt lucruri vechi decât lumea. La fel cum eu am, cum sesizez de fiecare dată, ce planuri de viitor aveți? Părintele Stăniloae, din punctul ăsta de vedere, era un înnoitor, pentru că el spunea lucruri vechi, aproape nimic nou, le tălmăcea, le aducea la o rigoare academică și de știință teologică și o calitate a traducerilor adaptată la limba vremurilor pe care le trăia și cum nu se mai prea văzuse înainte de el. Precedenta traducerea Părintelui Fecioru de patristică nu era la același nivel. Așa sunt și cei patru înnoitori de care vorbește Ernest Berneau. Periodic apar în istoria omenirii astfel de oameni care înnoiesc, dar înnoitorii primordiali sunt aceștia patru. Asta e opinia lui Ernest Berneau. Asta e doar una din ideile care mi-a marcat atunci descoperiri, pentru unii sunt banale, pentru un om înțelept, citit, sunt banalități, dar e, pentru mine atunci, la vârsta aia, a fost un, cum zice un intelectual contemporan, înapoi la argument și punctum. Așa a fost pentru mine. Mi-a marcat. Și am citit repetitiv tot. E o vorbă astăzi. Astăzi, pentru astfel de citate, se folosește expresia citate motivaționale. Da, doar că aș întrăzni să adaug citate motivaționale de bună calitate și de substanță. Corect.
Ei, și le-am citit am citit volumul în particular de multe ori în liniște și le-am citit acolo. Când ești într-o emisiune, ești într-o anumită stare de concentrare și atunci se înfig mai ușor între sinapse gândurile, ideile, pentru că ești concentrat. Când ești foaie verde, ai punctat aici un lucru foarte important și chiar voiam să te întreb de lucrul acesta. Este vorba de relectură. Pentru că, da, lecturăm, suntem la un anumit moment marcați, după aceea atașați și toate lucrurile acestea. Cât de importantă este relectura? Realmente. Noi am făcut, cum să spunem, dar pot să spun și inaugurat. O zi a relecturii la Muzeul Național al Literaturii Române, o zi în care să vorbim de ce înseamnă relectura și cât de importantă este. Ne-am gândit noi că... Relectura înseamnă reul și orice vrem legat de artă după re, are legătură cu primenirea, din punctul meu de vedere. Pe lângă chestia ușor de intuit că una e... Aici mă refer la lecturi fundamentale. Precum este... o carte fundamentală, nu vorbesc de Sfânta Scriptură, Biblie e cuvântul revelat, e altceva, vorbesc de lecturi fundamentale în care se află depozitată înțelepciunea și emoția lumii. Revederea, retrăirea emoției artistice, inclusiv prin lectură, este ceva ce ne zidește, pe de o parte. Nu doar aici, cât mai ales aici. Eu sunt, ca ascultător de muzică și, iartă-mi expresia, dar așa se zice azi, consumator de artă, eu sunt unul de star, eu mă emoționez. Sunt alții care își rearanjează sertărașele în creier când revăd, reascultă, revizitează ceva. Am intuit. Într-un fel, citești... sau asculți o muzică, sau citești o carte la 25 de ani, într-un fel la 45 de ani, în alt fel la 60. Exact. Se rearanjează toate. Sunt sensuri de care tresari ca și cum ai citit sau ai ascultat pentru prima oară și în ultimii, măi, dar am mai citit de câteva ori cartea asta, cum de ce n-am înțeles atunci? Da, acum de n-am citit, că am citit de n-am înțeles, că văzând, am văzut, dar nu am priceput, cum zice Scriptura. Asta se întâmplă în muzică, în lectură. În lectură aș zice că se întâmplă mai profund în poezie, cel puțin așa simt eu, ca să nu ne dreptățesc pe nimeni. Un mic intercurs, ca să nu ne dreptățesc. În perioada imediat înainte de Revoluție, când eram adolescent, am fost marcat de Vasile Voiculescu, de poezia lui. Și... de Ioan Alexandru, dar parcă nu atât de mult ca Vasile Voiculescu. Avea o vehemență Ioan Alexandru când vorbește cei că era Adrian Păunescu. El oficia, el nu recita poezii. Așa. Și asta te îndepărta puțin de la poezie apropiindu-te de spectacol. Revenind, în muzică descoperi sensuri noi, emoții noi. Muzica nu trebuie să fie neapărat înțeleasă de toată lumea. Nu trebuie să știi muzicologie, forme, contrapunct, fugă, teorie, istoria muzicii. Trebuie să intri acolo, în sală, și să te emoționezi. Pentru că, zicea poetul prin excelență, în momentul ăla, ochiul închis în afară, în lăuntru se deschide. Și atunci, ce se întâmplă dacă închizi ochii? Avem câteva simțuri, da? Ei, atenția și emoția noastră e răspândită mai mult sau mai puțin egal între ele. În momentul în care unul este închis, se redistribuie această atenție și emoție către celelalte simțuri. Iar celelalte simțuri, nefiind cel vizual, te silesc să fii mai creativ, adică ceea ce produce lectura. Tu când citești, oricine când citește o poezie, orice, în mintea ta se desenează și în inima ta ce se petrece acolo, pentru că nu vezi cu ochii, da? Îți imaginezi. La teatru cam vezi cu ochii.
Și se redistribuie în mai mică măsură în alte locuri. La muzică vezi cu ochii, dar nu se redistribuie, mi se pare, atât de mult ca la teatru. Sau cel puțin așa percep eu. Da. În sălile noastre de spectacol, dacă te uiți pe paginile noastre pe site-ul nostru, pe pagina noastră de Facebook a festivalului, vei vedea că face un album foto la fiecare concert. Uită-te acolo și vezi cât de mulți oameni sunt cu ochii închiși. Pentru că oamenii cu certitudine nu dorm. Și am observat, prima oară am crezut că mi se pare, apoi am văzut că sunt mulți, am văzut că sunt aceiași, sunt oameni care după au venit și am făcut conversație și erau emoționați de ce ascultaseră și de... Iar oamenii înțeleg lucruri pe care... Soția mea, spre exemplu, care e, mă rog, e un muzician academic, are o înțelegere superioară a muzicii față de mine, din punctul ăsta de vedere, ea în foarte mare măsură aude acorduri, aude declinări, aude dezacorduri, dacă este cazul, aude sens în muzică. Am un mic lapsus, e un loc, e o expresie care îmi scapă acum, cu valoare conclusivă în interpretarea muzicală. Deci tu ca în literatură spui o frază muzicală și la un moment dat e ceva ca o pauză care are rolul de punct îngroșat, apăsat. Și după aia pornește, eventual cu o rupere de ritm sau cu muzica din nou. Ea aude aceste scheme armonice, aude sensul în interpretare. Ea înțelege că o gigă, spre exemplu, în muzica barocă, giga se cântă foarte adesea, mai ales în filarmonici, foarte păstos, așa, foarte amestecat. Ceea ce e greșit, pentru că giga trebuie cântată foarte articulat, ăsta e cuvântul, articulații. Giga, ca și menuetul, ca și altele, trebuie cântată articulat, pentru că e un dans. Din dans a migrat spre muzica barocă academică și a devenit ceea ce este astăzi. Ca atare trebuie cântată sprintelă, aerată, articulată și multe alte detalii. Dar ei aude lucruri de astea mult mai mult decât mine. Eu prefer mai degrabă să mă las în voia afectelor și să mă bucur de ce simt. Evident că fiind director de festivale, în fișa postului să aud și cu mintea ce se întâmplă pe scenă. Fenomenul ăsta al re de care oream se întâmplă în expoziție. Și l-am experimentat în câteva mari muzee unde în ceea ce privește ce numesc ei expunerea permanentă. Adică acele expoziții care rămân pe loc mulți ani, uneori decenii, și care sunt identitare pentru mesajul acelui muzeu și pentru vocația lui. Îl vezi cum e, să zicem, crucea de la Muzeul Național al Țăranului Român, născută pe vremea lui Horia Bernea și altora de lângă el. Te duci, vezi, revezi, revezi și de fiecare dată e altceva. Este o revizionare. Așa se întâmplă în marile muzeele ale lumii, cu o operă majoră, singulară, sau cu o sală. Sau, să zicem, cu galeria franceză din Galeria de Artă Europeană, de la Muzeul Național de Artă. E o retrăire. E o retrăire care ne îmbogățește, care îmbogățește și pe cei din jurul nostru și care revalidează, iertare pentru termenul urât contemporan, opera de artă. Nu revalidează opera în sine, pentru că opera e valoroasă, e perenă, nu îi dăm noi notații calitative. Un compozitor, să zicem Vivaldi, e valoros. Jumătate îi se datorează lui Vivaldi, jumătate se datorează actului de creație contemporană pe care îl săvârșește un artist când interpretează pe scenă anotimpurile de Vivaldi. Iar cumva în limbaj terier, compozitorul e la mâna artistului interpret. E împreună. Revalidare înseamnă că artistul, cu emoția lui, cu limbaj, respectând regulile, evident, și în lumea asta sunt reguli muzicale. Prima regulă este să înveți să respecti toate regulile. A doua regulă este că abia după ce ai învățat și poți să respecti toate regulile la un alt nivel, abia atunci poți să încalci ce regulă vrei tu. Ce frumos! Mi se pare o explicație extraordinară.
În muzică e mai muzica, mai ales cea instrumentală, în toată muzica, dar mai ales cea instrumentală, aș îndrăzni să spun, cu aproape 30 de ani de experiență de muzică, e vorba mai puțin despre emoție, trăire, din potriva astea spăguboase. În momentul în care ești cântăreț, să spunem, și ți se pune un nod în gât pentru că te emoționezi, mai bine nu ți s-ar fi pus, pentru că vei cânta prost. Ei trebuie să învețe tehnică. E o chestie foarte tehnică. Asta înseamnă mii de ore de studiu individual, tu cu instrumentul, tu cu vocea, tu cu profesorul, mii de ore teoretice și așa mai departe. Abia apoi vin alte lucruri, pentru că la capătul acestor mii de ore de studiu este un nivel. Nu-ți folosește nimic dacă ești teribil de talentat, dar tu nu ești capabil să intonezi altfel decât fals o notă la vioară. Atât de bine îmi pare că ai accentuat lucrul acesta. Am văzut de curând un interviu cu Ed Sheeran, care cumva spune exact același lucru. Nu e vorba de muzică veche, dar mie îmi place foarte tare pentru... Îl admir, mie îmi place foarte mult. Și spunea exact ceea ce ai spus tu, cu alte cuvinte. Cineva îl lăuda și zice, vai ce talentat ești, la care el atât de calm și atât de cum să spun, de modest. E vorba de muncă, e vorba de repetiții. Deci el a muncit în toți acești ani și a ajuns la ceea ce este acum și nu s-a oprit. El în continuu muncește și repetă. Și asta le spune tuturor. Și atunci, acum când te-am auzit vorbind, mi-am dat seama cât adevăr este în tot ceea ce spui. Pentru că fără muncă, fără trudă, e ceea ce facem și noi zilnic. Apropo de dalta aceea cu care ai fost cioplit, da? Gândește-te că ni se întâmplă acest lucru în continuare. Deci ne șlefuim și noi prin toate experiențele prin care trecem, ne șlefuim la rândul nostru. Mi se pare extraordinar. E simplu, într-adevăr, dar e atât de frumos. Șlefuirea mi se pare mie că se face prin noduri și semne. Ca să evocăm un nume major în templul, unul din templele naționale ale acestor creatori. Nodurile sunt chestii pragmatice, sunt studiul, sunt chestiile temeinice, sunt în lumea scriitorilor, sunt notițele din fișele de personaj. Am văzut astfel de notițe și a fost prima oară când am conștientizat cât de riguroasă e treaba asta. Cu mulți ani în urmă am citit Scrinul Negru, o lucrare așa masivă, nu știu cum se zice, ediție critică, se zice. La noi se zice ediție muzicologică. Mm-hmm. Și am rămas uimit, măi, dar stai că acolo nu e cu un oraș bleu și cu se revarsă așa. Nu, oamenii ăia au scris, au notat, au pus o tușă în caracterul personajului ăluia sau ăluia, au făcut o trimitere pe care să o folosească în carte. Iar semnele sunt lucrurile ceva mai subtile, uneori mistice, pe care Dumnezeu ni le trimite și la perceperea și mai ales înțelegerea cărora suntem chemați. Scrie în Scriptură că suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Păstrând proporțiile și făcând o oarecare analogie ușor forțată, dacă chipul lui Dumnezeu e în stare de act în noi, asemănarea este ceva ce avem în noi în stare de potență. Dumnezeu ne cheamă să lucrăm și să o dezvoltăm. Ei, făcând această paralelă, asemănarea, dacă Dumnezeu ne trimite un semn, El se așteaptă, își dorește ca noi să-L percepem și apoi să-L înțelegem. Mare lucru, și să-L percep și să-L înțelegi. Iar Dumnezeu lucrează și grăiește și trimite mesaje în felul în care nu ne gândim niciodată. Spre exemplu, era o perioadă cândva în care eram foarte preocupat și apăsat de niște griji care erau parțial omenești, așa, astea de lucru, de muncă, avea și o dimensiune cumva spirituală, duhovnicească chiar. Și mergeam pe calea Victoriei, tocmai depășisem MNR-ul, Palatul Regal și ajunsesem în dreptul
Bisericii Crețulescu. Era acolo unde e un spațiu și o bordură așa, stăteau niște adolescenți. Cum sunt adolescenți așa, gălăgioși, simpatici, ca stolurile de vrăbi dimineața când vrei să dormi și alea scântă la fereastră. Frumoasă comparație, da. Da. Și la un moment dat, din acea vorbă, din acea vorbăraie spumoasă, iese o frază. Se decupează o frază care intră în urechea mea. Nu știu de ce, dar știe Dumnezeu și asta e suficient. Eu am memorat-o pe aia. Am mers și în dreptul magazinului Muzica mi-am rememorat fraza și am realizat că fraza aceea era un răspuns la frământările mele. Ăsta e un semn. Și sunt recunoscător lui Doamne, Doamne, că mi-a dat șansa de a-l lua din zbor. Că uite așa, toate semnele astea și noimele astea plutesc în jurul nostru. Iar noi, prinși în interiorul și în nămolul zilei și al grijilor care ne umplu viața, nu prea mai avem liniștea, tihna, mai degrabă. De care vorbeai. Da, ca să auzim astea, să fim deschiși, că el stă acolo și sunt precum coronavirusul. Dacă ești un pic deschis, se agață de tine. Știți, mai știi? Când ne-au făcut pe toți microbiologi și specialiști cu ghearele alea. Doamne, deci a fost o perioadă, mă bucur că ai atins și partea aceasta în discuția noastră, pentru că a fost o perioadă destul de dificilă pentru toți. Noi suntem animale sociale, nu putem sta departe foarte mult timp unii de alții, știi? Avem nevoie de îmbrățișare. Doamne, vindecă o îmbrățișare. În clipa în care îmbrățișezi pe cineva, cumva se întâmplă un fenomen acolo și pur și simplu te vindeci și se întâmplă lucruri extraordinare. Această îmbrățișare ne-a fost interzisă o perioadă destul de lungă. Da, natura s-a dezvoltat foarte frumos, apele s-au limpezit, totul a fost perfect, ni s-a demonstrat clar că se merge mai departe fără noi. Și noi ce am făcut cu toate aceste semne, pentru că sunt semne clare, înțelegi? Deci asta, mă rog, în sfârșit. Aș face un pas înapoi, că n-am înțeles. Că ce am făcut noi... Da. Dar oare am înțeles asta? Asta vreau și eu să știu. Că pentru a face ceva trebuie să înțelegi întâi. Da. După ce înțelegi trebuie să accepți. Că uneori trec, știi vorba aia ca gâsca prin apă, că treci și nu se prinde apa de tine. Așa trec multe pe lângă noi și nu se... Iar apoi, pentru că ne-a făcut Dumnezeu ființe libere, trebuie și noi să alegem să reacționăm într-un fel sau în altul. Da. Stau să mă gândesc atunci, în acele luni în care am stat închiși în casă, unde? La ce ne-am întors? Ne-am întors la muzică, ne-am întors la teatru, ne-am întors la film, ne-am întors la pictură, ne-am întors la citit. Astea sunt lucruri bune. Au fost lucruri, mie mi se pare că au fost lucruri bune și lucruri rele. Unii oameni, eu am așa ceva, au ceva aici, ca un filtru. Uh-huh. Eu am dificultăți, ca să nu zic, fac un oarecare efort să-mi aduc aminte de amintiri urâte. Lucrurile urâte cumva trec în plan secund. Și când cineva îmi evocă așa, stau să mă gândesc și chiar fac un efort să mi-aduc aminte ceva urât sau ceva care nu mi-a plăcut. Nu ce mă fac, nu țin nimic din ce e rău și urât. Drept care, acum mărturisesc că atunci când cineva vorbește de perioada pandemiei, chiar fac un efort să-mi rememorez cum era când umblam cu certificatul ăla, m-a oprit poliția odată, eram la volan, trebuia să ai o hârtie și trebuia să ai nu știu ce contract de muncă, că doar așa aveai voie să ieși din casă. Ce de detalii. Chestia asta și nebunia asta, că a fost o nebunie. A fost o nebunie. Adică nu a fost apăsătoare, iartă-mă așa. Impusă a fost. Dacă mi-i îngădui, te-aș contrazice. Nu e zicea perioada apăsătoare, e zicea nebunie. Eu așa am simțit-o. De ce a fost o nebunie? Pentru că a fost împotriva firii. Orice lucru împotriva firii e o nebunie. Când Dumnezeu l-a făcut pe Adam, apoi a zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ. Și apoi a creat-o pe Eva, pe poziție de egalitate. Pentru că nu e bine. Firea omenească, Homo sapiens creat de Dumnezeu,
nu e făcut să fie singur pe pământ, cu câteva excepții. E vorba de vocație extraordinară, precum e monahismul, să spunem, când te retragi din lume, dar te retragi cu un scop înalt, superior. Dar nu ești rupt de lume, chiar dacă n-ai contact vizual, fizic, cu, te rogi pentru ei. Ei pleacă din lume, din dragoste pentru lume. Așa cum există aceste însingurări. E foarte la modă, face parte din butadele astea care parțial sunt adevărate și parțial sunt consistente, parțial sunt mofturi ale sindromului intelectualului și artistului de orice fel în turnul lui de Fildeș. Da. Sunt oameni care se însingurează, Vasile Voiculescu a fost s-a însingurat în mijlocul societății, în mijlocul lumii, în mijlocul orașului. Am cunoscut oameni care trăiesc ca niște, să nu zic sihaștii, dar ca niște celibatari asumați care s-au dedicat unui anume scop înalt. Unii dintre ei au luat binecuvântare de la duhovnic pentru acel scop înalt. Dar trebuie vocație extraordinară. Un intelectual, un alt exemplu, un intelectual notoriu și de excepțională calitate și unul din cei mai buni, poate cel mai bun manager cultural pe care l-am întâlnit în viața mea, Horia Patapievici, după un om supraexpus public, ultraexpus, mai ales în perioada când era președinte la ICR. Apoi a venit un episod foarte urât, trist, care l-a marcat, el fiind un om puțin prea sensibil pentru mizeriile care i s-au întâmplat, el și-a asumat un soi de retragere din lume. An de rândul. El care era supraexpus, era unul din cei mai vizibili intelectuali, unde te întorcea era Horia Patapievici sau Pleșu. Sau, da, așa. Era plină lumea de ei. Iar apoi, nu e ușor când ești atât de în lume să te retragi. Iar el s-a retras în familia lui, între cărțile lui, în scrisul lui. Mi-a evocat imediat după aceasta, într-o conversație, când m-am dus la dânsul, ca să-l... era... Tocmai apăruse cât de cât prin lume, din nou, în lumea publică, așa. Și era președintele proaspăt numit al casei de licitații Artmark. Îmi cer scuze, am voie să menționez? Dar nu e o problemă, noi nu puteți să tăiați asta, da, dacă nu e voie, iertați-mă. Noi nu avem publicitate, nu avem perfect, niciun fel de opreliști. M-am dus la dânsul rugându-l să accepte să facem un proiect împreună. Avem nevoie de ajutorul dânsului. Era într-o poziție în care putea să ajute și mai mult o asociere, când se asociază Horia Roman Patapievici într-o chestie, e mai mult decât onorantă și se deschid. Na. A fost foarte deschis și am făcut și o oarecare conversație și la un moment dat i-am cerut parcă puțin mai mult. Și el atunci mi-a spus cu subiect și pe foarte delicat, foarte blând, dar cu genul ăla de blândețe fermă, simplă, care îți spunea, ops, fii atent, că lucrurile mari sunt în alb și negru, principiile. Da? Vorbea ca despre principii imoabile. Eu m-am retras din lume, eu nu mai... îl rugasem ceva care presupunea ca el să facă un pas în față, să iasă în public, să fie văzut și nu voia asta. Nu a zis, m-am retras din lume. A folosit alte expresii pe care nu mi-o aduc aminte, dar era un fel de însingurare, așa. Da. Cum ziceam, am nevoie de vorbe multe ca să zic o idee. Nu, și îți mulțumesc atât de bine punctez lucrurile și îți mulțumesc. Fiecare, aveam pregătite câteva întrebări, dar iată cum s-a dus toată discuția și mă bucur că s-a întâmplat așa. L-ai menționat pe Vasile Voiculescu, de care eu sunt foarte, foarte legată și am avut șansa să fac un interviu cu fiica dumneavoastră, în vorba de Gabriela Dufour Voiculescu. Și să știi că atât de multe amintiri mi-a împărtășit și dintre ele reieșea exact ceea ce mi-ai spus și tu, da? Cum se însingura și cum își dorea să fie numai el cu bunul Dumnezeu acolo și povești nenumărate, dar în clipa în care am pătruns în casa ei, la ușa m-a întâmpinat chipul lui, pe tot perete așa, pe toată ușa de fapt. Și
a fost ca și cum m-am îmbrățișat. Și am simțit o bucurie pe care o păstrez bine, să știi, în sufletul meu. La fel cum s-a întâmplat să am, cât de profund recunoscătoare sunt pentru fiecare întâlnire pe care am avut-o de-a lungul timpului cu Grigore Vieru. A venit la Jurnalul Național în redacție în timp ce făceam o ediție de colecție dedicată lui Doina și Ion Aldea Teodorovici și modest așa cu un articol pe care voia să ne-l dea pentru... A intrat pe ușă, a stat de vorbă cu noi, noi imediat l-am îmbrățișat, eram foarte fericit să fie alături de noi și atunci am luat un interviu, la mai puțin de 6 luni după aceea nu mai era. Dar ce vreau să-ți mărturisesc apropo de tot ceea ce ai spus până acum și din care reiese credința până la urmă, da? Modul acesta firesc, normal, de a fi om al cetății, de a respira cumva, știi? Mi-a mărturisit în acel interviu ceva care, pe care n-am putut să-l uit. Și anume, mama lui sfințea bucatele de Paște în zgomotul, în sunetul clopotelor de peste prut. N-am să uit niciodată ceea ce ne-a împărtășit și mi s-a părut atât de frumos. Să-ți dai seama ce credință aveau oamenii ăștia. Deci să sfințești bucatele în acele zgomotele clopotelor care băteau peste prut. Senzațional. Știi de ce cred că e exemplar episodul acesta? Pentru că femeia aceea suferea. Iar suferința te apropie de Dumnezeu, de introspecții și de înțelegeri ale unor lucruri care sunt inaccesibile. Confortul te face să-l încezești, să-ți crească burta mare și să ajungi într-un erez de ăsta nebunesc în care să ți se pare că ți se cuvine. Ori astăzi intri în librăriile bisericești, zi? Și este așa o... Nu știi ce să alegi, ce să... Încă mai am reflexul acela de a petrece timp, dacă nu mă duc cu intenția să cumpăr aia și aia, de a petrece timp ca să parcurg o pagină sau două, sau îmi fac o cruce așa cu limba. Fac o cruce, și deschid și citesc, apoi mai dau câte niște pagini, iar mă uit, citesc pe sărite. Pentru că am încredințarea că știe Dumnezeu ce să-mi scoată și dacă am unde, dacă există așa ceva, citesc un cuvânt înainte sau acele texte pe care un om mai deștept teoretic decât ăla care a scris cartea le lasă pe ultima pagină sau cuprinsul și încerc să înțeleg. Ei, nouă ni se pare azi că lucrurile ni se cuvin. Da? Ni se cuvine să stăm aici relaxați. Cu aerul ăsta condiționat, de ne e drag să vorbim, deși afară e o leac de caniculă, ni se cuvine să avem tot ce ne dorim, orice carte vrem, oricând, patru de-astea cu laptopul și în două zile vine o carte de pe internet. Aveam 14 ani când eu nu aveam Noul Testament, nu aveam de unde îl citi, Noul Testament cu psalmii. Îl voiam pe la Ortodox, al ediția Sfântului Sinod, că aia făceam, mă pregăteam pentru seminar. Și... cu ajutorul unui prieten am găsit un Nou Testament la o biserică, cum se zice, sub teșghea. Părintele care era prieten cu prietenul meu avea câteva ediții. Alminte nu găseai nicăieri, la magazinul Patriarhiei nu găseai. Găseai mineele, găseai cântările, găseai cărți de slujbă, atât, nu găseai Sfânta Scriptură. Era o minune să găsești pe vremea aia. Mi-aduc aminte și acum... Părintele a venit și mi l-a adus, era o pungă. Știi cum arată pungile alea de plastic pe care le mototolești și se fac așa și devin mate că nu mai vezi ce-i din... A venit și acum mi-a ducat într-o pungă de aia care părea murdară, ușor mată de frecat. Și ce bucurie am avut! Extraordinar. Eu le urez tuturor care își doresc să trăiască mai bine spiritual, să se apropie de Dumnezeu, să iubească mai plenar pe cei de lângă ei, fie că vorbești de aproapele tău sau de nevasta ta sau de copiii tăi, eu le urez să sufere. Pentru că doar atunci vei înțelege lucruri. Eu nu am găsit în viața mea și în experiența mea de viață altă cale. Mai e o cale, dar aceea este excepțională. Este calea Damascului.
în care tu ești, cum se zice, foaie verde, mergi și tu pe drum și te pocnește Dumnezeu cu vreo epifanie, așa, de, tu neștiind pe ce lume ești și ce e cu tine și, în general, ce e în jurul tău. Și are grijă Dumnezeu să-ți dea o scatoalcă. Și atunci, aceea de pe drumul Damascului a fost explicită, a fost în alb și negru. Nu trebuie să fii vreo lumină intelectuală ca să pricepi ce s-a petrecut acolo. Altele au fost mai subtile. Altele au fost cu adevărat subtile și periculoase, pentru că exista, tu aveai de ales și aveai de ales între a înțelege cum trebuie sau a înțelege vreo bazaconie. Că așa-s lucrurile astea subtile. Ce frumos! Mă bucur tare mult pentru că îmi dai atâtea explicații la multe dintre lucrurile pe care le împărtășim amândoi aici, dar știi ce vreau să te mai întreb? Pentru că punctai la un moment dat de modul în care se conjugă libertatea după Revoluție. Și hai să facem așa un salt peste timp și vreau să te întreb dacă definiția pe care tu ai dat-o atunci libertății și o aveai pentru libertate, la momentul acesta își mai păstrează cumva construcția. Cum ziceam, în momentul Revoluției și în primul și al doilea an, mai ales după, eram mic și prost. Drept care, libertatea am perceput-o ca pe o exaltare. Eram liber să urlu, eram liber să fac ce vreau. Eram liber să-mi fac cruce în public. Eram liber să-mi trăiesc credința și să-mi o trăiesc cu ostentația de a spune sunt liber să-mi trăiesc credința. Eu am făcut 87 sau 86, eram în armată, undeva pe la Oradea. Și am avut o zi de permisie, de învoire, de fapt. Și la Oradea m-am dus și eu am ieșit în oraș, îmbrăcat militar, că nu exista altă posibilitate. Când ieșeai în învoire, trebuia să fii în uniformă. Și am intrat într-o biserică. Am văzut biserica cu lună și m-am gândit eu, m-am uitat în jurul meu. E o piață mare în fața bisericii cu lună, îi se spune. Am văzut uniforme militare, am avut instinctul ăsta, pentru că eu intrasem la seminar înainte să plec în armată și am văzut niște lucruri și am înțeles că stumparia în regimul comunist. De care n-am intrat acolo. Am luat-o, nu știu, de loc Oradea. Am luat-o pe o străduță care pleca din piața asta mare, am ajuns la o biserică și am intrat. Nu m-am uitat. Spatele meu, în fața mea era aproape gol, liberă stradă. Era un ofițer care era un comandant de companie fix din regimentul de tancuri unde eram eu. Și când m-am întors, direct la carcere. Pentru că am intrat în uniformă în biserică și oricum nu exista astăzi poți să te revolți, poți să faci opoziție, te duci în justiție, poți să spui nu, pe vremea nu exista așa ceva. Mai ales într-un sistem coercitiv, precum era armata, un sistem guvernat de reguli. Pentru mine libertatea a fost și faptul că pot să intru într-o biserică. Mi-am adus aminte că odată, de la Oradea m-au transferat, uite, aproape de minunile lui Dumnezeu, n-aveai voie să faci armata în orașul tău de rezidență, așa era regula. Printr-o minune am ajuns la o unitate de lângă București. Și odată am venit în București și m-am strecurat pe străzile alea lângă Sfântul Silvestru. Și am intrat în biserică, dar nu prin biserică, nu prin intrarea mare, ci pe la diaconicon, prin altar, prin intrare laterală. Și părintele era acolo, era o seară, mi-aduc aminte, și mi-a găsit un halat ăsta, cum erau alea cachi, nu cachi, d-alea indigo, d-alea de muncitori. Și am luat un halat de la care mi se vedeau doar bocancii negri. Și așa am intrat în biserică. Pentru mine a fost libertate după Revoluție, că puteam să fac ce... că puteam să intru, să-mi trăiesc credința, că puteam să afirm, știu că sună foarte așa... Știu că sună în cheile de astăzi sună nepotrivit, dar eu mă simțeam bucuros că sunt român și că pot să afirm asta și că sunt creștin și că pot să afirm asta fără să am vreo temere. Așa am trăit eu libertatea. Alminteri eram foarte tânăr și mă bucuram de bucuriile vieții, de ce mi se întâmpla. Pe vremea aveam aceleași năravuri precum azi. În anii 90 am înființat
Imediat după Revoluție, împreună cu un grup de prieteni, Liga Tineretului Ortodox, organizație tineret a Patriarhiei la vremea aia, cu binecuvântarea bătrânului Patriarh Teoctist, tot pe vremea aia am început să organizăm festivaluri. Mm-hmm. Un festival numit Filocalia, Festivalul Tineretului Ortodox, care s-a întâmplat vreo vreme de vreo 5-6 ediții, în care erau multe vorbe, conferințe, dialoguri, era prezentarea unor personaje de care nu știa nimeni, care erau o noutate absolută și care erau minunați. Era muzică, evident, muzică psaltică și muzică corală, mi-aduc aminte că aveam în festivalul acela. Care vă zic că acum îmi dau seama asta cu festivalul Filocalia, sunt năravuri vechi. Eu trebuie să-mi cer iertare. Observ că tu ai o listă de întrebări. Promit că voi fi cu minte și voi răspunde punctual. Nici nu mai este cazul. Ce înseamnă azi libertatea? Ce înseamnă azi libertatea? Trebuie să-mi spui. Libertatea înseamnă dragoste responsabilă. Astăzi, asta înseamnă pentru mine libertate. Foarte bine ai spus. Să știi că timpul nostru împreună s-a cam scurs neașteptat. Da, aveam multe întrebări, dar mie mi se pare că am punctat ceea ce trebuia punctat. Și să știi că sunt recunoscătoare, pentru că ascultându-te vorbind, mi-am dat seama cât de importantă este limba română. Crede-mă, îmi doream de foarte multă vreme să stau de vorbă cu cineva așa cum am stat cu tine. Și îți mulțumesc pentru asta. O singură întrebare mai am pentru tine, dar nu înainte de a-ți spune că de curând, apropo de modul în care discutăm unii cu alții, ceea ce astăzi s-a cam pierdut, pentru că dacă stai să analizezi discursul unui tânăr față de cineva ca noi, să zicem așa, o să descoperi că nu are la fel de multe cuvinte în vocabular pe cât avem noi. Doamne ferește, așa sunt generațiile, astea sunt vremurile în care trăim, nu e o problemă. Dar am descoperit într-un interviu de mult, în care intervievat era Mircea Albulescu, am descoperit că dumnealui avea mult mai multe cuvinte în vocabular decât avem noi acum, înțelegi? Deci atât de fascinat am urmărit acel interviu și mi-am dat seama cât de mult îmi lipsește să stau de vorbă cu asemenea personalități. Dar ultima mea întrebare pentru tine este: ce rămâne după noi? Ce crezi tu că rămâne după noi? Asta e o întrebare grea. Suntem amândoi la o vârstă la care avem astfel de... Eu am început să-mi pun întrebări. Muncesc 14-16 ore pe zi. Ca o paranteză, de-abia am găsit timp să fim împreună, recunosc și mulțumesc pentru asta. Și eu îți mulțumesc că îmi fac întotdeauna timp pentru lucruri care sunt importante și care mă zidesc. Dialogul nostru e unul care mă zidește. Știi că noi nu suntem în sine ceva. Ne îmbogățim, înmulțim talentul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Iar astfel de întâlniri sunt prilejul de a te îmbogăți, cum se zice în limba modernității, parțial de a face brainstorming, de a te împărtăși din bucuria și spumoșenia celuilalt. De a lăsa pe Dumnezeu să vorbească prin celălalt și de a fi atent și de a înțelege. Da. Ce rămâne după noi? Chinezii cred că rămâne ceva dacă am zidit o casă, am plantat un copac și am făcut un copil. O casă n-am zidit, doar am cumpărat și am muncit mult ca să o fac să arate de Doamne ajută. Un copac am sădit, copii am făcut doi, dar cred că e mai mult de atât. Sunt lucruri fundamentale, principii, valori, legea lui Dumnezeu, legea morală fundamentală, fă binele și evită răul. Și sunt lucruri de jurisprudență a trăirii acestor lucruri fundamentale, care au nenumărate nuanțe și care sunt unele dintre ele permanent negociabile, nu în substanța lor, cât în forma lor. Apropo de forma lor, am auzit o chestie, iartă-mă, n-are legătură, dar mi se pare genial. Am auzit zilele trecute, vorbeam cu o duduie, o
doamnă de vârsta mea care are copii mici și vorbeam de copii de educație și a intervenit un citat în discuție. Mai toate ca toate, dar măcar părinții noștri înțelegeau ce vorbim. Apropo de limbă, eu mă rog la Dumnezeu ca această evoluție a limbii române la copiii noștri să fie una consistentă și ziditoare, chiar dacă eu nu înțeleg decât în mică măsură. Mi se pare, sau mi-aș dori, nu știu ce va rămâne, dar spun ce mi-aș dori să rămână și ceea ce mă străduiesc cât pot să fac să rămână. Mi-aș dori ca aceste principii fundamentale, morale, etice, duhovnicești să rămână după noi. Pentru că ăia sunt pilonii pe care stă toată viața noastră. După cum se spune că orice ateu vitriolan devine subit creștin practicant când se află în vecinătatea iminenței morții, eu aș afirma că nu există necredincioși. Există doar oameni care au turbulențele lor, au dificultățile lor, au războaiele lor, precum le-a avut și Arghezii cu psalmii lui necanonici, să le numesc așa. Aș zice că să ne ajute Dumnezeu să ducem mai departe lucrurile acestea fundamentale și să-i învrednicească pe Dumnezeu pe cei de după noi să le trăiască în felul, în energia și în cuvintele generației lor. Ai spus foarte bine. Constantin Laurențiu, îți mulțumesc din tot sufletul. A fost o discuție pe care n-am să uit. O discuție care mie mi-a făcut foarte mult bine și sper să fi făcut bine și celor care ne-au îngăduit, mie așa îmi place să spun. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost atenți, pentru că sunt ferm convinsă că din acest dialog pe care l-am avut împreună cu Constantin Laurențiu despre tot ceea ce înseamnă valoare, despre foarte multe lucruri importante, va rămâne și dumneavoastră acolo în suflet și în minte. Îi mulțumesc și lui Dan Marinescu, colegul meu care ne-a filmat. Și până data viitoare, când ne vom reîntâlni la poezie și creație, fiți bine, e important.